Salutare, băieți, și bine v-am regăsit pe contul meu de YouTube. Eu sunt Cristi și vreau să vă zic în primul rând să vă abonați, să dați like, să-l bubuiți, să dați cu pumnul în el, să spargeți telefonul în locul unde este like-ul, acolo, și să dați și share, să vadă și prietenii voștri, că na. Și vreau să vă zic că am revenit în forță cu videoclipurile. Din câte știți, dacă v-ați uitat la videoclipul anterior când am făcut accident, mașina este la service acum, deoarece am făcut accident și încă nu s-a aflat cine este făptașul, că nu știu ce, că nu mai mă bag în detalii. Și vreau să vă zic că acum vă voi arăta casa de la țară și din câte v-am mai spus eu data trecută în videoclipul anterior, v-am spus că astăzi, adică ieri v-am spus că astăzi vom merge la șeful, la unde șeful care deține firma de taxi, Leone, și astăzi trebuia să merg la el să iau mașina de taxi, dar astăzi el nu este acasă și din păcate vom merge mâine și vom începe de mâine, așa că voi filma și mâine. Astăzi vreau să vă mai zic că am o veste bună. Nu mergem cu Uber-ul sau cu taxiul la casa de la țară. Mergem cu o mașină care am închiriat-o. Am închiriat-o și eu pentru 2 săptămâni, că na. Uitați ce mașină este. Ta-da! Nu știu ce este, cred că este o... nu știu. Un Ford sau un Toyota, nu sunt sigur. Am uitat ce a spus proprietarul mașinii, ce mașină este, că este cam dificil numele lui, ei. Și cu ea astăzi vom merge noi la... am uitat să o parchez în garaj, am lăsat-o și eu aici, că era obosit. Am mers seara să o iau de la omul care închiria mașina, că n-avea și el timp. Și astăzi vom merge cu această bestioară. Să vă arăt o casă de la țară, nu știu ce mă bulbuie așa. Și casa de la țară este undeva pe, stați puțin, cam departe de aici, din câte mi-aduc eu aminte, că n-am mai fost de ceva săptămâni, poate chiar o lună. Cred că pe aici, sau nu este pe aici, ba da, cred. Da, cred că aici este. Acum noi ne uităm pe GPS. Și în primul rând, mașina aceasta nu fuge foarte tare, că na, este mare, este mai mult de off-road, de teren. Și fuge destul de tare, uite-l pe ăsta. Fuge destul de tare și vreau să vă zic că mergem să ne luăm un meniu de aici, de la Mac, frumos. Parcăm și noi mașchelet aici. Bestioara noastră, să-i zicem așa, a doua bestioară. Sper să nu lovim și pe asta, că pe asta o plătim grav. Așa că, na, mergem ușor. Sau ceva sau mi s-a părut mie. Hai să coborăm puțin. E bine, am urcat, am dat puțin pe linie, dar hai. E bine, așa, optim motorașul. Ne luăm meniu și... și după închis o camera să-l mănânc, că na. Deci, din câte știu, trebuie să mergi parcă cu mașina. Stați puțin să mă uit. Aici, la aparatele astea. Ok, hai că mergem la mașină să o luăm. Că nu prea mai țin minte cum se făcea pe aici, că de obicei mănânc dinăuntru, dar acum n-am timp să stau înăuntru. Așa că mergem cu mașina, parcă pe partea aia, da. Stați puțin că am închis, am și uitat. Cam greu pornește, dar e bună. Faci treaba cu ea, mergem de nevoie. Cam mare, nu știu cum intră ea pe aici. Cred că nu cadă puțin pe bordură. Nu știu, cred că aici. Bună ziua. Da, aș vrea și eu un meniu din Mac.
cu un burger și cu un suc Fanta și cartofi prăjiți cu ketchup, vă rog. Ok, merg bine. Mi-a zis domnul să merg, eu fric cu papa. Mi-a zis domnul să merg aici la penultimul. Ultima, adică. Că penultimul e celălalt. Să ridic comanda. Ok, mulțumesc. Hai că am și luat. Ce bine miroase. Băieți, revenim după ce mănânc și eu. După cam mult face mașina asta, nu știu ce cu ea, dar hai. Rămânem aici frumos, în parcare, mâncăm. Nu mai mergem până acasă să mâncăm, rămânem aici. Sau... Nu rămânem aici. Hai că era și să-l bușesc. N-avem timp să rămânem aici, mâncăm pe drum. Și oricum este drumul până acasă, așa că voi închide filmarea și revine după ce ajung acolo. Parcă era bine pe aici. Hai că am benzină. Revine după ce ajung aici. Bă, parcă mai puțin. Ok, băieți, am revenit aici frumos. Suntem în apropiere, drept în față. Trebuie să dăm. Uitați aici. Bă, s-a schimbat foarte multe. Pe jos era pietriș. Și văd că aici au făcut un cerc tot cu ciment. Aceasta este casa. Bă, să vă spun ceva, să vă arăt ceva care nu cred că mă avantajează. Deci aici se băga mașinile mai micuțe. Aici cele mai mari. Și cred că încape bestioara noastră. Acolo, sincer, cred că încape. Vedem acum, sper să nu zgârim, că dacă o zgârim, o să ne zgârim și noi la portofel, să zic așa, băieți, dacă mă înțelegeți. O leacă, să dăm puțin cu spatele. Așa. Dăm în spate. Am schimbat mult. Ușor aici, ușor. Hai că zic eu că încape, încape. Deci aici intră mai multe mașini cu bagi până în fund. Și eu o bag până în fund, dar sper să nu zgârie ușa. Când ies, o lăsăm așa aici. O punem în parcare. Ieșim frumos. Am pus-o la fix. Așa, frumos, frumos. Și să vă prezint căsuța. Uitați căsuța noastră splendidă. Pe aici intrăm. Welcome. Deci, nu începem direct cu etajul. Aici avem sufrageria. Să-i zic așa, sufrageria, televizorul, o plasmă mare cu bibliotecă în spate. Aici avem bucătăria, aici avem un loc de relaxare așa micuț, cu sobă frumos. Aici avem garajul. Garajul nostru. Stai, bobiță! Bobiță! Uite, parcă spusesem o grămadă de mâncare și lăsați și pe jos. O mâncat și pe toată. Bravo, bobiță! Hai că ți-aduc acum niște copii. Ce fai, mă, bobiță, mă? Mă, bobiță, de când te-am mai văzut? Hai, așteaptă puțin că ți-aduc acum. Și stai, mai, ți-aduc acum. Hana lui bobiță, care vine după mine în casă. Stai, bobiță.
Hai, bubiță, hai. Hai, bubi. Ce foame. Am un papă. Așa, continuăm cu prezentarea casei. Aici v-am arătat și mergem sus. Casa de la țară este mai mică, din câte vedeți. Și aici este dormitorul meu, cu o plasmă și cu o bibliotecă. Băiță aici frumos, toate alea. Așa. Și mai avem aici o cameră cu niște cutii în care sunt Adidas, foarte mulți Adidas sunt acolo. Și cam atât cu prezentarea casei, ce pot să zic. Voi rămâne aici 2-3 zile la casa de la țară. Și băieți, nu mai am ce să vă mai arăt, așa că cam atât cu acest videoclip. Nu uitați să dați like, să bubuiți butonul de like, să vă abonați. Aprindeți clopoțelul, am uitat să vă zic, să aprindeți clopoțelul ca mereu când filmez și postez, să vedeți mereu, să primiți o notificare că am postat. Așa că aprindeți clopoțelul și noi ne vedem, ne revedem data viitoare. Și ne revedem data viitoare când luăm prima cursă, adică mâine, și cam atât cu acest episod. Vă salut!